Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la buletinul de știri. Timp de 30 de ani bucură oamenii cu dansurile sale inedite. Ansamblul de dansuri populare Izvoraș din orașul Druchia și-a sărbătorit jubileul în incinta Casei Raionale de Cultură. Detalii la acest subiect aflați de la colegii mei. Ansamblul de dansuri populare Izvoraș din orașul Druchia a sărbătorit recent jubileul de 30 ani de activitate. Cu acest prilej, în incinta Casei Raionale de Cultură s-a desfășurat un concert inedit, dedicat acestui eveniment. Extraordinar, este ceva foarte frumos, este ceva care ne duce tradițiile mai departe. Pare bine că se duce tradiția și se păstrează înainte așa ceva. Timp de 30 de ani, ansamblul de dansuri populare din Drochia a bucurat ochii moldovenilor, cât și a cetățenilor din mai multe țări, unde au evoluat pe scena mare cu frumosul dans moldovenesc. Ansamblul a fost creat de domnul Ion Grozavu. El spune că de la început a fost doar 12 perechi de dansatori. Ideea de a crea un ansamblu de dansuri populare moldovenești a venit singură de la sine, fiindcă era necesitatea de a pe lângă Casa de Cultură Raională, să activeze și un colectiv de dansuri populare moldovenești. Și ne-am gândit noi că ar fi cel mai bine venit să-l pornim de la un colectiv de copilași. Și am pornit-o de la denumirea colectivului, care au fost propuneri diferite, însă însuși copiii au ales numele de Izvoraș, fiindcă era un început de izvor de creație. Un izvor de creație și cu timpul s-a adeverit că denumirea corespunde și face față. Cu cuvinte de felicitare la adresa conducătorului ansamblului, cât și a dansatorilor, a venit deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici. Vreau să vă felicit și să vă doresc că să aveți acea putere, sănătate, să lăsați în urmă cât mai multe evenimente, cât mai multe zâmbete a locuitorilor, nu numai Raionului Drochia, dar și pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Și desigur să-i mulțumim și fondatorului, domnului Ion Grozavu, cel care a fost la temelie, cel care a investit, cel care a lăsat cu adevărat un patrimoniu cultural de care ne mândrim și nu numai de această popularitate a dansului, de tot ce faceți pentru dragi cetățeni. La mulți ani și dacă îmi permiteți, o să dau citire diplomei din partea mea, doamnei Valentina Cocitov, conducător artistic al ansamblului de dans popular Izvoraș din orașul Drochia, în semn de apreciere pentru contribuție pentru dansul popular, activitatea protagonistă în domeniul culturii, cu prilejul aniversării pe care o sărbătoriți astăzi și, desigur, 30 de ani de la fondarea colectivului. La mulți ani, să fiți sănătoși! Totodată, pentru a susține ansamblul Izvoraș, la eveniment a fost prezent președintele Raionului Drochia, care a venit cu cuvinte de felicitare și a premiat colectivul ansamblului. Îți dorim succes și pe viitor. Și dorim totodată și succes mare la ansamblul Izvoraș, începând de la clasele mici, terminând cu cei mari. Și noi suntem încrezuți că dacă domnilor termină
liceul, să duc în alt parte, totuși peste 5, 10, 15, 20 de ani. Dar eu își doresc peste 70 de ani să întâlnească, să joace tot așa de frumos, tot așa de vesel, așa cum joacă în timpul de față. În semn de apreciere de munca mea tare care o depus-o, dați-mi voi de partea Consiliului Răunan să acordăm o diplomă de onoare. Și totodată, pentru colectivul Izvoraș, Consiliul Răunal a prins hotărârea ca să le acordăm un cadou, să zicem mic, în sumă de 20.000 de lei pentru procurarea copilului. Dansul popular ne reprezintă pe noi ca neam. Acesta a devenit o carte de vizită pentru țara noastră, dar și pentru orașul Drochia, afirmă primarul localității Nina Cereteu. Cu ocazia acestui prilej extraordinar, pentru că 30 de ani este mult. Pentru un ansamblu ajuns la un asemenea jubileu, asta înseamnă, pot să o spun din propria experiență, fiind și eu în trecut un dansator al unui ansamblu de dansuri populare, înseamnă foarte multă muncă, înseamnă foarte multă dragoste față de dansul nostru popular, față de tradițiile noastre naționale, față de tot ce este frumos și ceea ce ne reprezintă pe noi, ca neam, ca popor. Asta este dansul nostru popular. Din numele primăriei orașului Drochia, din numele Consiliului Orășenesc și al meu personal, să vă mânez o diplomă ansamblului de dansuri populare Izvoraș, conducător artistic Valentina Cocitov, cu prilejul la 30 de ani de activitate scenică, pentru valorificarea și promovarea dansului popular și a imaginii orașului în țară și peste hotarele ei. La mulți ani! Și un mic premiu bănesc. Ansamblul de dansuri populare Izvoraș din orașul Drochia activează din anul 1988. Pe parcursul activității sale, dansatorii au participat la mai multe concursuri naționale cât și internaționale, unde au ocupat locuri de frunte. Oportunitățile existente pentru mediul de afaceri au fost discutate cu președintele Parlamentului. Antreprenorilor din Isforeni, Strășeni și Ungheni au fost prezentate peste 20 de programe active. Detalii imediat. Antreprenorii din raioanele Nisporeni, Ungheni și Strășeni au discutat cu președintele Parlamentului, Andrian Candu, despre oportunitățile existente pentru mediul de afaceri. Andrian Candu a prezentat mediului de afaceri beneficiile oferite de peste 20 de programe active, finanțate din bugetul public, precum și din surse externe. Pentru autoritățile statului a fost foarte important să vină cu anumite reforme ca să facă viața unui om de afaceri mai ușoară. Și atunci, o primă țintă a fost să pună accent pe tot ceea ce înseamnă controle. S-a trecut pe revistă și s-a analizat câte licențe, autorizații sau tot felul de permise sunt necesare pentru a face o afacere. Și de la peste 114 de autorizații, permise și licențe, s-a scăzut la 150. Dar în continuare încă mai sunt analizate și cele 150 care au rămas pentru a ajunge la un număr și mai mic. Vă aduceți aminte sau voi că știți că abia este în implementare raportarea la tot ce înseamnă salariul. Există 5 rapoarte sau existau 5 rapoarte. Acum de ce a fost votat în Parlamentul o altă reformă care presupune că de 5 rapoarte și de 5 rapoarte se face unul singur. Existau peste 55 de instituții de control. Ele au fost simplificate, lichidate, în așa fel încât astăzi există doar 13 din ele și mai mult că atât, asta nu e sfârșitul reformei, urmează să lucreze în așa fel încât să fie concentrație doar pe câteva elemente de control. Ce înseamnă fisc și autoritățile fiscale, ceea ce înseamnă regulator, și sunt 13 regulator, sau ceea ce înseamnă spălarea banilor și finanțarea terorismului. Deci oamenii de afaceri să nu mai aibă de a face
scuzați sunt pleonasmele, dar oamenii de afaceri, oamenii din business să nu mai aibă interferență cu foarte multe autorități de control. Antreprenorii au salutat optimizarea numărului instituțiilor cu funcții de control, simplificarea proceselor și reducerea controalelor. Astfel, a fost pusă în discuție procedura de introducere a ghișeului unic pentru actele permisive și reducerea de la 5 la 1 a numărului de rapoarte pentru salarii, impozite și asigurări. Cândva, în Republica Moldova, noi avem la fiecare stații de cale ferată din Republică, începând la nord până la sud, era momentul unde putem loc, unde putem să încărcăm. E calea care avem noi. Ar putea să ducem și acum, încarcă de la nord și duc la Ungheni, încarcă de la centru, încarcă de la sud, când nu-i spate și nu-i chip de dus la sud, dacă e convenabil, și duc la Ungheni, reîncarcă în vagoane cu cale de lărgime europeană și scotărește întrebare. De multe ori mi se adresează și partenerii din Bulgaria, chiar din aceeași Românii, să ne colaborăm împreună și să hotărâm întrebările astea. Dar și noi, asociația Ampuri, ne trebuiește un suport, ne trebuiește o hotărâre, ca să putem să rezolvăm problema dată. Avem un gen acolo și rampă pentru a încărca și multe altele. Ele sunt militare, e imposibil. O pondere destul de semnificativă în costul pentru transport a mărfurilor este utilizată pentru a subvenționa transportul de pasageri, care practic în toate țările din lume este subvenționat de către stat. Aici înseamnă că el subvenționat de către generatori de mărfuri. Cred că toate trei aceste abordări, avem toată speranța și vedem cum merge destul de bine acest proiect, ne permite să rezolvăm mai multe întrebări și nu pur și simplu nu pur și simplu cu reducerea prețurilor, noi descărcăm drumurile, că vedem care este consecință, Giurgiulești tot e plin de obicei, uneori stau rânduri de tiruri până la 100 și mai mult, și așa mai departe. De asemenea, șeful legislativului a discutat cu oamenii de afaceri despre implementarea programului PARE 1+1, activitatea fondului de garantare al creditelor, subvenționarea de către stat a creării noilor locuri de muncă. La audieri au participat oameni de afaceri din Nisporeni și din localitățile din zonă, reprezentanți ai autorităților locale, Ministerului Economiei, Agenției pentru Investiții și Plăți în Agricultură, ODIM și alte agenții guvernamentale. Oficialii au răspuns la întrebările antreprenorilor urmând să revină cu soluții pentru fiecare dintre problemele identificate. Acum câteva luni, într-un reportaj, a fost prezentat cazul Madalinei Bobeică, micuța într-o vârstă de 1 an și 4 luni, care a fost diagnosticată cu retinoblastoma, boală care, dacă nu este tratată urgent, poate să-i pui viața în pericol. Detalii la acest subiect în câteva clipe. Acum câteva luni v-am prezentat într-un reportaj cazul Madalinei Bobeică, micuța care la vârsta de 1 an și 4 luni a fost diagnosticată cu retinoblastomă, boală care dacă nu este tratată urgent, îi poate pune viața în pericol. Tratamentul medical complicat și foarte costisitor este făcut în străinătate, într-o clinică din Elveția. Suma adunată a permis părinților Madalinei să urmeze tratamentul conform cerințelor. Însă temerile părinților s-au adeverit și în urma unor investigații recente s-a constatat că unele din focarele mici au început să recidiveze. Astfel, unele celule tumorale au început să crească din nou, de aceea tratamentul trebuie continuat. Acum fetița a început un nou curs de chimioterapie intraarterială combinată cu mai multe preparate. Procedura se face sub anestezie generală și toți speră că la următoarele investigații rezultatele să fie din cele mai bune. Madalina acum are nevoie de foarte multă rugăciune și multe gânduri bune, dar și de susținere financiară. Cei care doresc să susțină financiar familia Bobeică o pot face pe aceleași conturi deschise. Orice sumă contează. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Rămâneți și în continuare alături de noi.